estră. De pe plaiul prahovean vin mereu cu dor șalean, ca să văd o cântecul ce vi-l cânt cu sufletul măi. Văd o cântec de la munte împletit cu doruri multe, prin păduri cu brazi și faci, de la oamenii mei dragi măi. Mândru muntenesc, de la maica-l moștenesc, fota-n război aleasă, ea doar fir și mătasă. Și m-a rămas subțirea, așa mă știe lumea, sufletul bun de munteancă, mândră sâncă sprea hopeancă. Cu brazi-un broș și cu mânânții răcoroș, de la câmpina în Sinaia vă bate vântul și ploaia. Deloc nu vă clătinați, de-un veac tot aici stați, la fel am rămas și eu, că-s mândră de plaiul meu, măi. Niciodată n-am să uit că aici am copilărit, aici trăiesc, aici cânt, raiul de pe pământ, măi. Deschidem Lada de Zestre cu Polina Gheorghe. Dragi prieteni, pentru cei care ați deschis aparatul de radio acum la partea a doua a emisiunii Lada de Zestre, poate ați fost plecați după cumpărături, ați fost la serviciu, ei bine, astăzi v-am pregătit surprize muzicale cu Florica Jinga, originară din Provița de Jos, județul Prahova, o interpretă cu un glas mângâios, o prezență maestoasă. Florica Jinga, bine ai venit la Radio România Antena Satelor! Bună ziua, bine te-am găsit, Polina, bine am găsit cei pe care ne ascultă la această oră. Îți mulțumesc foarte mult pentru invitație, mă bucur că sunt aici alături de tine și de cei care ne ascultă și vreau să spun, când am pășit în radio, mi-am adus aminte de anii de început ai mei, când am venit să fac primele înregistrări, cred că cu 35 de ani în urmă. M-au năpădit așa amintirile. Ai retrăit acele emoții. Da, urcând pe scări și venind aici. Au trecut 35 de ani de cânte. Cum au fost anii aceștia? Oh, cum au fost? Nu știu, trec câteodată, nu ne mai amintim chiar pe toți, poate pe cei mai recenți. Dar ești mulțumită de ceea ce ai făcut? Că asta e important. Polina, pot să spun că trebuie să facem și un bilanț. Nu mulțumită, sunt foarte mulțumită. Cântecul este cel care m-a adus în fața oamenilor. Cântecul m-a făcut cunoscută, oamenii m-au iubit. Cred că puteam să am orice altă meserie din lume, parcă nu cred că aș fi fost atât de plăcută sau cunoscută ca prin cântec. Cum te primesc prahovenii atunci când mergi și cânti? Pentru că sunt atâtea sărbători, câmpenești. Da, eu spun că foarte frumos, foarte frumos, pentru că în comuna mea, Provița de Jos, unde m-am născut, se fac și acolo sărbători. De câțiva ani, probabil știi cum este cu economia de piață, cu tot așa, s-a anulat zilele comunei, dar merg în alte comune ale județului Prahova.
ce să spun, să nu spun sub formă de laudă. Îi văd, îi simt, vor să mă atingă, vor să facă o fotografie cu mai mine. Mai și costume foarte frumoase. Acum mai dă-ne și din casă câte costume ai. Nu știu dacă mai am chiar foarte, foarte multe, dar de ce? Am. Pentru că să știi că pe unele le-am mai oferit, pe unele le-am mai vândut, da? Mi-am reînnoit colecția cu alte costume, dar depășesc 50, peste 50. Acum ai alte gusturi sau cum? Nu că am alte gusturi, dar dacă am avut dubluri sau dacă am crezut eu că poate o culoare sau un costum nu mă avantajează, să știi că l-am dat și am mers pe costumul tradițional prahovean, deci merg pe costumul roșu al nostru de Prahova, cu fota plisată, așa cum am spus și în cântecul anterior, așa mă știe lumea, cu fota plisată și cu marama subțirea. Dar merg pe Muntenia, să spun așa. Se poartă și la voi fota cu fir de aur și argint și la voi. Exact. Cam în toată Muntenia am văzut acum cel puțin. În toată Muntenia, dar pentru Prahova specific, să știi că la noi autentic este fota plisată. Noi am mai trecut frumos așa puțin spre costum. Dâmbovița sau spre Argeș și fota înfășurată e tot Muntenia, dar ca să fie o prahoveancă veritabilă, trebuie să am fota roșu cu negru. Acum au apărut și crem și verde și albastru, dar fota roșu cu negru plisată și ea subțirită. Aceea s-a pomenit. Mi-aduc aminte când eram copii la casă. Se îmbrăcau sobru femeile înainte. Mama mea țesea în război și la vremea aceea aproape tot satul avea fote țesute de mama mea. La Căminul Cultural, când era o sărbare, aproape toate fotele erau țesute de mama mea și eu n-am văzut atunci altă culoare decât roșu și negru. Și încă ceva vreau să spun, iile noastre nu sunt cele groase, iile noastre sunt fine, subțiri, cam cum este și în Oltenia. Acela mai greu de păstrat în ultima vreme, trebuie să fim foarte atente cu ele. Așa este, așa. Pentru că unele au chiar peste 100 de ani. Așa este și eu am în colecția mea astfel de bijuterii. Haideți să te mai ascultăm cântând două înregistrări, vom pune cu tine, sub bagheta dirijorului Ion Dascăl. Loprotat cu frunza deasă, frumoasă e valea noastră, de la poale pe Carpați, unde-s cetine de braz, Prahova ce lin străbate, duce dorurile toate și pe-aproape și departe. Unde-am lăsat dragostea măi și copilăria mea să le poarte apa ta, măi. Prahova, te-aș ruga eu, oprește un dor de-al meu, aproape de câmpina, să-l trimit lui Micuța, care-ntâi m-a sărutat pe sub cetina de brad, nici acum n-am uitat, măi. Și n-am să-l uit niciodată, i-am dat dragostea de fată, cum e apa ta curată.
Prahova ești călătoare, de la munte ajungi la mare și te verși din apă în apă ca o inimă priveagă. Multe știi, multe ai văzut, la nimeni nu le-ai spus, dar și timpul tău s-a dus, măi. Ți s-a mai rost albia, ca și mie inima, că pleacă tinerețea, măi. Ai inima ca mașină, ai trecut prin rău și bine, nu te-ai plâns, n-ai spus la nimeni. Satul meu de peste deal, mă-ntorc la tine iar, mă-ntorc la tine cu dor, lângă limpede izvor, măi. Să mai calc frunza uscată, cum făceam când eram fată, să stau seara la taifas, măi, cu cei care au rămas, măi. Vântul de la munte și mi-aduce dururi multe, dor de satul meu frumos și de codru răcoros, măi. De poteci și de bâlcea, măi, și de tinerețea mea, măi, de mirosul fânului, măi, de dragostea mea din tâi, măi. Îmi amintesc uneori când colindam pe cărări, măi. Ascultam cucu cum cântă într-un fac cu creanga ruptă. Mi-e dor să mă-ntorc acasă, să o văd pe maica voioasă, cum mă așteaptă-n prag, măi, să o strâng la pieptul drag, măi, și pe surorile mele, că m-a ars dorul de ele și de oamenii din sat, măi, pe care nu i-am uitat, măi. Lume, toată viața mea am cântat și voi cânta, inimii să-i fac plăcere și să-i aduc mângâiere. Mi-a dat Domnul sănătate, am muncit, am strâns de toate, astăzi o duc lume bine, cu cine-mi-e drag lângă mine. Nu-mi pare rău, anii trec, am știut cum să petrec, de dușman nu mi-a păsat, am trăit cum mi-a fost drag. Nu-mi pare rău, anii trec, am știut cum să petrec, de dușman nu mi-a păsat, am trăit cum mi-a fost drag.
N-am știut cât să muncesc ca să nu mă prăpătesc. Pe unde am fost Dumnezeu, m-a ferit de ce-a fost rău. Drumul mi-a fost luminat și cu noroc prezărat. De vorbe și ură multă nu m-am lăsat doborâtă. Dușmanii de mă-ntâlnesc, de ciudă mă ocolesc. Dar se uită după mine, au ciudă că o duc bine. Dușmanii de mă-ntâlnesc, de ciudă mă ocolesc. Dar se uită după mine, au ciudă că o duc bine. Faceți voi horă dușman, să jucați în ea doi ani. Eu să cânt, voi să jucați, poate așa vă săturați. Să nu mai vorbiți de mine, fiecare cum vă vine. Mai bine vă înveseliți, că doar o viață trăiți. Aveți grijă, hora-i mare, e loc pentru fiecare. Dar înainte să jucați, în oglindă vă uitați, în oglindă vă uitați. Și vedeți de meritați, și vedeți de meritați, pe alții să-i judecați. Ascultați Radio România Antena Satelor, emisiunea Lada de Zestre. În partea a doua, invitata noastră, Florica Jinga, mesageră a cântecului muntenesc din Prahova. Florica Jinga, îți mulțumim că ai străbătut atâta drum și ai ajuns la radio, unde ai trăit emoțiile de acum 35 de ani, când ai realizat primele înregistrări aici la Radio România. Florica Jinga, care este viața ta acum ca artist? Cum ți se pare aceste vremuri? Și cântecul s-a schimbat în mare parte. Oamenii sunt cumva derutați chiar și în muzică. Dar tu știi, peste vremuri doar valoarea rămâne. Ce da, părere ai? Da, este foarte adevărat. Drumul meu a fost, să zic, frumos și greu, pentru că zona mea a Prahovei, mai greu se găsesc cântece autentice. Le-au cules cei care au fost înaintea mea. Tu cum ai procedat? Pe aici, pe acolo, de la mama, de la... cât am mai găsit așa, cât un bătrân al satului, am mai prins frânturi autentice, la care eu am completat într-un fel ca să iasă o linie melodică frumoasă, așa cum vreau să spun de cântecul Prahova cel înstrăbate. Partea a doua melodie o am de la mama mea, ea mi-l cânta când era mică, arză-l focul măritat, că de el m-am săturat de soacră și de bărbat. Mie mi-a plăcut foarte mult linia melodică, eu i-am spus un alt text, am făcut și prima parte a melodiei și iată că și tu un cântec. Așa am avut așa norocul să merg mai departe cu cântecul. Cred că am fost o norocoasă, oamenii m-au plăcut, lumea m-a plăcut. Și asta îți dă o bucurie și un imbold să mergi mai departe. Am avut norocul să plec și în străinătate, unde a cânta într-un restaurant, să știi că te perfecționezi ca solist. Și cât cântai, o oră, două? Sau... Nu o oră, două, cântam ore. Ore da? Cântam și... pentru că, mă rog, erau cu ani mai în urmă, dar mi-a și plăcut și în aceeași măsură m-am orientat pe repertorul ce se cerea acolo. Cântece vechi de mult cereau români izraelieni, dar în momentul când am cântat și la muncitorii care lucrau în străinătate, vreau cântecele mai noi ale noastre, dar am reușit să le... Să înveți și acolo. Să învăț și acolo. Și drumul meu, să revin la întrebarea ta, a fost frumos, pentru că am progresat, am avut norocul ca publicul să mă ceară, să cânt, pentru că... Practic, tu ai trăit din cântec, da, nu? Asta e menirea unui artist. Dar mi-a plăcut să cânt și petrecerea și voia bună, dar n-am uitat nici cântecul tradițional de unde... N-ai mai avut nicio altă meserie. Ba da, înainte să plec în Israel... Că văd că sunt interpreți care spun la pensie,
până atunci nu se gândesc, dar după aceea la pensie observă că nu au din ce trăi, știi? Până viața nu e numai o poveste, da, numai așa poveste. Să cânti. Așa este. Știi? Nu, că înainte să încep cu festivalurile, cu înregistrările radio și apoi să pornesc pe drumul cântecului, am lucrat la o întreprindere în Câmpina, unde eram în brigada artistică, în tot ce ține de... Tot. Da, da, așa. Și dacă ar fi să vorbesc că ai adus ideea de pensie, eu am fost așa foarte hotărâtă. Nu? Mi-am adunat toți anii unde am, când am fost în străinătate, mi-am plătit unde era și mulțumesc lui Dumnezeu să nu mă vait. Ai adunat bani albi, cum da. Se zice, pentru zile târzii. Da. Și cântecul, nu pot să fiu eu, să zic așa, să judec pe nimeni, da. Care cântă și un altfel de cântec sau... Noi nu judecăm aici pe nimeni, ci vorbim despre da. Tine. Este opțiunea fiecăruia, da. Este opțiunea fiecăruia să cânte ce își dorește. Eu în repertoriul meu cânt ceea ce îmi cere sufletul sau ceea ce simt și eu. Și până la urmă, știi, când ești un om cu niscaiva pretenții, te gândești, domnule, totuși, să fiu în programele Antenei Satelor, în programele de la Televiziunea Națională, unde până la urmă trebuie să avem grijă și de cultura țării, oricât de mult s-ar schimba lumea. Așa este, pentru că... Trebuie să știm și în ce direcție mergem, știi? Cu ani în urmă știi și tu mai bine că și la Televiziunea Română nu pătrundeai oricum. Sigur, și erau niște școală, reguli. Și a rămas o erau școală, niște și reguli, începând de la ținută, de la da. Tot cântecul din zona de unde vii. Și eu zic că așa o părticică mică a Prahovei am fost și eu acolo. Și sunt. E o părticică a cântecului muntenesc, chiar de multe ori privesc așa peste Muntenia și îmi doresc așa ca cât mai mulți, ca și cât mai mulți tineri să îmbrățișeze cântecul din Muntenia. Are o eleganță aparte cântecul din Muntenia, însă necesită mai multă trudă să faci cercetare, să-l cunoști. Exact, cântecul nostru, să zic nu așa, chiar la un pic mai orășănesc, fiind mai aproape de București, mai, și folclorul nostru muntenesc există și l-au făcut și înaintașii noștri, dar e puțin mai sărac ca alte zone, așa cel puțin gândesc eu. Vață Maramureș, Ardeal. Deși cam câte înregistrări ai până acum? Să vedem cât de sărac. Am foarte multe înregistrări, să știi. Adunate toate. Da, cred că am aproape de 100 de melodii înregistrate și cu greu, zic eu, am mers încolo, încoace, foi rupte, foi, cum să spun, făcut, refăcut. Da, așa și trebuie ca să da, iasă ceva frumos. Dar am reușit să fac 4 albume mai profesionale, să zic, primul album l-am făcut la Electrecord cu orchestra radio, al doilea cu Doina Argeșului și ultimele două cântece care și se difuzează acum la Chișinău cu maestru Ion Dascălu cu orchestra Mugurelu. Acestea plac foarte mult. S-au ieșit așa pe sufletul tău și, sufletul mă rog, meu. Ești la maturitate artistică. Exact, acum. Exact. Da. Dragă Florica, mai punem în undă, ești o foarte bună vorbitoare, ai adus acolo și niște poezii de la surioara ta, le pregătești, după ce vom mai asculta două înregistrări cu tine, ne pregătești să ne reciți și o poezie, două, cum vei găsi tu de cuvință, Florica Jinga. Dacă stai la munte, iarna-i iarnă încă. Ai parte de zăpadă, de troiene și dărdeluși. Dacă stai la câmpie ori la deal, ai parte de ploi. Asta dacă ești norocos. Dacă nu, ai parte de temperaturi care te duc cu gândul la Marea Mediterană. În loc de porc, parcă te-ai dat pe caracatiță. Sau mai bine nu. Păi ce, poți să pârlești caracatița? Sau ați auzit voi de pomana caracatiței? N-are o niciun farmec. Ce să-ți mai zic? Primește iarna așa cum e. Verde, foi de nuc, mai am o zi și mă duc mai. Frunză verde, foi de nuc, mai am o zi și
și mă duc mai. Eu mă duc cu o drură mâine, eu mă duc cu o drură mâine, plânge frunza după mine. Plânge frunza și iarba și sărmana măicuța măi. Plânge frunza și iarba și sărmana măicuța măi. Plânge, plânge și suspină, plânge, plânge și suspină, ca o fată mai străină. Sărmana mami străină, ca garofa din grădină. Sărmana mami străină, ca garofa din grădină. Nici garofa nu-i străină, nici garofa nu-i străină, care flori la rădăcină. Și mai face vara flori, măi, și mai face vara flori, și-are destule surori, măi. Cine ești tu, măi, fetiță? Mă-ntreabă neică anuliță. Cum te cheamă și acu ești? N-ai vrea tu să mă iubești, măi? Cine ești tu, măi, fetiță? Mă-ntreabă neică anuliță. Cum te cheamă și acu ești? N-ai vrea tu să mă iubești, măi? Pe mine mă cheamă floare, cine mă iubește moare. Din floare de romaniță, de vrei să mă ai drăguță, of, of. Pe mine mă cheamă floare, cine mă iubește moare. Din floare de romaniță, de vrei să mă ai drăguță. M-a făcut măicuța-n zori, când pica roua pe flori, veselă ca dimineața și să-mi fie dragă viață. M-a făcut măicuța-n zori, când pica roua pe flori, veselă ca dimineața și să-mi fie dragă viață. Mi-a pus flori în scăldătoare și mi-a dat nume de floare. Asta sunt eu, măi neicuță, zi floare de romaniță, of, of. Mi-a pus flori în scăldătoare și mi-a dat nume de floare. Asta sunt eu, măi neicuță, zi floare de romaniță. Cine mă iubește odată, nu mă uită viața toată. Cine mă iubește o zi, oftează cât o trăim. Cine mă iubește odată, nu mă uită viața toată. Cine mă iubește o zi, oftează cât o trăim. Cine mă iubește o noapte, uită în viață de toate. Iubește-mă, măi neicuță, că-s floare de romaniță, of, of. Cine mă iubește o noapte, uită în viață de toate. Iubește-mă, măi neicuță,
că-s floare de romaniță. Florica Jinga, invitată acestei ediții. Iată, Florica, te-am întrebat despre surorile tale, Cojanu Vasilica și Georgeta Groșescu. Așa, mi-ai spus una dintre ele, o gospodină extraordinară, da? Doamna Cojanu este gospodină. Da, ele sunt surorile mele, da, dragi. Și ele sunt vecine, nu? Da, eu sunt cea mai mică dintre ele, deci da? Georgeta Groșescu răsfățata este cea mai... Să știi că sunt răsfățata lor. Dar și... te-au și corectat, nu? Au fost critici tăi? Au fost și așa, dar vreau să spun, când eram mici, trăiau părinții, eu, tatăl meu a avut așa o, neavând băieți, a crezut că eu sunt băiat și pentru că am fost o fată, în loc de Florica am zicea acasă și Niculina, da, băiatul lui tata de la Nicu. Da. Și fiind răsfățată, să știi că ele săracele erau vitregine. Își primeau câteodată câte o ceartă sau chiar le bădea din cauza mea, pentru că și eu știam că sunt plăcută de tata, da, și atunci da, și eu, da. Vreau să spun, și profitai. Da. Groșescu Georgeta este sora mea cea mare. Sora mea cea mare, care compune foarte frumos, este poetă. La început am cântat pe versurile ei, mai târziu am găsit pe altcineva să-mi facă texte. Și totodată și pictează, este o pictoriță deosebită și de asemenea cântă ca dascăl la biserica din Drăgăneasa. Frumos, frumos. Are voce și frumos. E un om deosebit. Frumos. Cealaltă soră, Doina Cojanu, tot un om deosebit, o soră foarte bună. Ea este foarte bună gospodină. Noi, când, eu când merg la Provița, la Cojanu Vasilica ne întâlnim și acolo întrebăm ce ai făcut bun, sora noastră. Da, da. Vorbeai de a merge la biserică și a cânta acolo. Dar e un lucru extraordinar. Acolo, da, sufletul omului se împlinește. Eu cel puțin așa, exact, simt. Exact, așa este, da. Și cred că îmi dai dreptate aici, da, 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 pentru că și eu merg. Eu nu cânt la biserică și din păcate preoții de la parohia mea tot zic mereu, nu ai avut timp să mergi, da, să fii punctuală. Da, nu m-am implicat prea mult. Pe am spus că nu pot să fiu punctuală mereu și nu aș vrea să încurc. Dar în aceeași măsură îmi doresc și îmi place tot ceea ce aud, cântecele de acolo. Am zis că pe viitor am înregistrat vreo 4 pricesne până acum. Sper să-mi ajute Dumnezeu să reușesc să faci un album de pricesne. Foarte bine. Văd că tot răsfoiești cele două cărți de poezii ale surorii tale, doamna Georgeta Groșescu. Da, Cămașa Luminii și Citire de gânduri și iubire. Ea compune foarte frumos și uite, mi-a dat, că am spus eu ce ai vrea să citesc, da, poezia Satul. Uite cât de frumos. Satul e o mirare de poezie, e poarta deschisă în cântecul primăverii. În gura uliții pasc miei luminii, pe dâmburi de soare crește iarbă de rouă. Veniți să vedeți grădinile înseminate de mirezme, cerbii de frunze în umbră scânteind, prin crângul înverzit zboară gândul meu. Foarte frumos. Foarte frumos. Sora ta a ajuns la o înțelepciune. Da, și încă una, primăvară. S-au întors păsările printre ramuri, flutură aripile albastre ale cerului. Pe dealuri a dat colțul ierbii, îmi cheltuiesc cuvintele pe diamantul fericirii. Florica Jinga. La secăria sub coastă e un izvor cu multă apă, unde o turmă de mioare se adapă când e soare. Când mioarele se adapă, ai măi, dorule, măi, ciobanul în deal aleargă, puișorule, măi, și începe a fluiera, ai măi, dorule, măi, să-i laudăm-ndrea, puișorule, măi.
laude, mândră, laude, se face că nu-i răspunde. Dar iese cu treabă-n curte și începe și ea să cânte. Firai nica frisit, ai măi, drule, măi. Din clipa când te-am văzut, puișorule, măi. Eram mică și-am gândit, ai măi, drule, măi. Să te iubesc pe ascuns, puișorule, măi. Nical meu cu oi cornute, aș veni cu tine-n munte. Să stau cu tine la stână și te-aș adormi pe mână. Cu cântec ușor doinit, ai măi, dorule, măi. Că de mult eu te-am plăcut, puișorule, măi. Că eu așa sunt învățată, ai măi, dorule, măi. Să fiu mereu alintată, puișorule, măi. Să muncești și să mă asculți, ai măi, dorule, măi. La alta să nu te uiți, puișorule, și răsună cântecul de voie bună, of, of. Uiți de toate și ți-e bine cu prieten lângă tine, of, of. Cântecul de nu ar fi, of, omul ar îmbătrâni. El îți alungă tristețea, of, și dă vieții frumusețea. Un pahar de vin curat, limpede și aromat, de valeacă lugărească, cine-l bea să ne trăiască. Să bei vin, dar e mai bine să nu te bea el pe tine, că viața așa-i lăsată, câteodată o facem lată. Lacrama din pădurice, o fată frumos îi zice, of, of. Cântece de voie bună, hai sta acolo și-o lună, of, of. Cântecul de nu ar fi, of, omul ar îmbătrâni. El îți alungă tristețea, of, și dă vieții frumusețea. Un pahar de vin curat, limpede și aromat, de valeacă lugărească, cine-l bea să ne trăiască. Să bei vin, dar e mai bine să nu te bei el pe tine, că viața așa-i lăsată, câteodată o facem luată. Plec, dar pe seară iarăși trec, of, of. Ca să mai petrec puțin la un paharel cu vin, of, of. Cine știe ca să bea, of, poate-n cârciumă să stea. Să bea mai multe pahare, of, dar să plece pe picioare. Un pahar de vin curat, limpede și aromat, de valeacă lugărească, cine-l bea să ne trăiască. Să bei vin, dar e mai bine să nu te bea el pe tine, că viața așa-i lăsată, câteodată o facem lată. La
Lada de Zestre cu Polina Gheorghe ne pasă de tradiții. Zboară clipele, iată, ceasul arată orele 16:45. Ascultați Radio România, Antena Satelor, emisiunea Lada de Zestre. Draga Florica Jinga, ne-a scris doamna Patrica, Nicolae Cică, o seară frumoasă, Ivancea, Viorica, toate cele bune tuturor, Vetuța Cotună, bună ziua, frumoasă interpreta, felicitări și mult succes, doamne Florica Jinga. Mulțumim, mulțumim. Marian Gheorghe, toate cele bune, Maria Ciobanu, frumoasă emisiune și o invitată minunată. Mulțumesc. O interpretă cu multe cântece frumoase ce ajung cu drag la sufletul nostru, ne-a spus doamna Maria Ciobanu din Techirghiol. Mulțumesc. Elena Barbu, frumoasă voce, frumoasă interpretare, felicitări, să ne bucurați mulți, mulți ani, doamna Florica Jinga. Mulțumesc. Popa Nicolae Alin, Popa Nicolae Alin Elal, spune aici în mesaj. Tanța Ene, o seară frumoasă cu două doamne minunate, toate cele bune, doamna Ene. Domnul Marinic dăruiește 100 de inimi. Să-l salutăm, îi dorim multă sănătate, pentru că știu că este în spital. Domnul, da, Marinic, vă spupăm de aici, știu, știu. El este un fan răi și de asemenea vreau să mai salut pe doamna Vida. Mariana Vida, că foarte mult iubește cântecul. Da, mai era doamna Petre Crisanta. Da. Sunt, uite, oameni care adună lumina, exact, din cântecul tradițional. Iovan, Viorica, Marina Nișoara ne-au scris, Marian Valentina Bălan, felicitări. Mulțumesc. Mihai Simică, domnule Simică, vă mulțumim că ascultați Antena Satelor, felicitări Florica Jinga. Mulțumesc. Marinică Uță, mi-a topit sufletul. Cântecele interpretate de fermecătoarea dumneavoastră invitată, Florica Jinga, să o țină Dumnezeu sănătoasă, un adevărat balsam pentru inimile noastre, semnează Marinică. Mulțumesc Uță din suflet. Jica Constanța, bună ziua, doresc să felicit pentru frumoasa emisiune, să vă felicit și mă mândresc cu prahoveanca noastră, aul, doamna Florica Jinga, o doamnă deosebită, cu un repertoriu deosebit, felicitări și mult succes, vă iubește Coana Jica din Boldești, Căieni, Prahova. Mulțumesc mult de tot, Ioan prahoveni Vasilache, Ioan Șut ne-a scris, Nelu Chelcan, felicitări pentru Florica Jinga, mulțumim frumos. Carolina Albu te aplaudă, Ștefania Buzatu, Gheorghe Dedu, bună seara din comuna Pănătău, Doamne ajută. Liliana Rogoz, Dorina Iordache, Nina Brândușa, Mioara Crăciunescu, Antaluca Maricel, o seară frumoasă, mulțumim că ne sunteți pe recepție, respect, admirație, prețuire pentru Florica Jinga. Mulțumesc. Iliana Dejan, felicitări, sunteți frumoase, minunate, amândouă doamnele. Iliana, Iliana Dejan ne ascultă cu toată inima. Dragă Florica, eu când am un invitat, o invitată, mă uit să, și la ceas, să și descos omul, dar să și ne cânte mult. Așa, știi? Este. Vreau să-mi salut și eu băiatul meu, Nora, și frumosul meu nepoțel. Să știi că face anul acesta, peste, peste două luni, că e berbec ca mine. El îmi spune Ticuța. Cred că de la Florica, Tica, de la bunica, nu știu, și mai târziu îmi zicea Tica și acum îmi zice Ticuța. Nu, mai eu sunt. Cred că o să înregistrez și cu el ceva, să știi că are o voce frumoasă. Trebuie să mă gândesc la un cântec pe vârsta lui și am zis cât de curând o să-l duc în studio. Deci cred că îmi calcă pe urme. Deci de la tine, din familie, mai urmează un artist. Dar băiatul meu, așa, cont, e opus. No. De ce? El săracu, el este cu motoarele. Cu motoarele, da, lucrează într-o bancă, ce-i drept, da, dar cu vocea, eu pot să-mi dau seama ce cântă băiatul meu după versuri. Deci, dar nepotul i-a întrecut pe toți. Foarte și Nora mea, care este o fată frumoasă și deosebită, este farmacie.
farmaciste, lucrează la Spitalul Câmpina. Am o familie frumoasă, sunt fericită în privința asta, Polina. Se vede pe chipul tău. Da. Acum mai mult cânti în țară, nu? Acum cânt în țară, nu prea am mai mers să cânt în străinătate, dar mai nou plec aproape anual în pelerinaje. Îmi place să colind lumea, să o cunosc, pentru că an la rând am tot stat să cânt în țară, am avut nunți, foarte botezuri mulți merg tot. În Grecia, în Capadocia, și în Grecia, fost? Am fost și da? Mă voi mai duce, inclusiv în Israel, eu am locuit acolo 8 ani, dar anul trecut și am avut norocul undeva în martie, până să înceapă ce s-a început acolo, să merg din nou într-un pelerinaj. Îți spun sincer, cât am locuit acolo, nu am văzut acele locuri, ce am putut să văd când e ceva organizat. Și ce te-a impresionat? M-a impresionat foarte mult. Eu nu fusesem locuind în Israel, ei nu aveau voie să treacă în Betleem și deci nu m-au dus niciodată prietenii mei să merg acolo. Și Betleemul mi-a plăcut foarte mult, biserica unde s-a născut Domnul Iisus Hristos, deci nu văzusem nici grădina Ghețimană, mare. Da, multe locuri nu le văzusem, deci mi-a prins atât de bine acel pelerinaj și îmi place să călătoresc. Și așa în timpul liber cu ce te mai ocupi? Cum să brodezi niște versuri? Melodice, nu? Să mă laud eu. Așa? Să știi că sunt o gospodină foarte bună. Da. Nu neapărat în privința mâncării, dar în privința curățenii și aranjatului, să știi că cred că sunt câteodată prea exagerată. Dar așa și cu mâncarea, ce când vrei tu să te delectezi. Ce gătești? Când vreau eu să mă delectez, să mă răsfăț. Să știi că merg mult pe mâncărurile tradiționale. Da. Mie îmi plac foarte mult ciorbele. Deci eu dacă nu am ciorbă în casă, parcă așa. Nu-mi plac toată lumea cu fructele de mare. Din păcate, mie nu-mi plac. Asta nume că-s bune și merele, nu asta e de vânt. Asta e, da, exact. Da, asta e. Și acum, fiind mai lejeră, că sunt pensionară, am grijă și de nepoțel. Nu s-ar zice. Nu s-ar zice, da. Pe chip nu s-ar zice, da. Păi vreau să spun... Dar ce-ai simțit când ai ieșit la pensie? Cum ți s-a părut? Măi, Polina, eu mi-am dorit, pentru că da? De pe la vreo 35 de ani nu mai lucrez, eram mai mult în străinătate. Da, deci da. Eu am fost într-o continuă... Liberă. Libertate. Așa că nu mi s-a părut ceva deosebit decât o hârtie în plus, adică care mi-a absolvit niște lucruri care eram obligată să le fac mereu, să plătesc acolo unde se plătea, să plătesc asigurări. Deci asta mi-a fost, dar nu, n-am simțit. Nu. În rest, așa, ce proiecte mai ai? Ce-ți mai dorești? Așa, ce tu? Proiecte am? Ai văzut că am început cu cântecul de pe plaiul Prahovean. Da. Am reușit de-a lungul timpului să mai fac câteva melodii la Chișinău și deja am aproape 10 și mi-aș dori și sper să-mi ajute Dumnezeu să mai fac vreo 4 să completez un album. Poate, nu știu dacă reușesc. Vara aceasta. Până la ziua mea, eu vreau mai repede în aprilie, așa, da? Să lansez acest album. Dacă nu, undeva în vară, în toamnă. Deci ăsta e proiectul care mi-l doresc din suflet. Și apoi să termin CD-ul de pricest. Și cum faci? Trimiți acolo și din da, CD-le acum, trimite? Celelalte da, albume negative. Am fost personal acolo. Mm? Celelalte sunt înregistrate tot în totalitate acolo. Cele care sunt în așteptare pentru a fi puse pe un album, au fost așa, am trimit linia melodică, tonalitatea, mai comunicăm prin telefon și apoi tempo-ul, că asta este foarte sigur esențial, că e important. Da, și apoi mi le trimite acasă și vocea o pun undeva în România. Da. Foarte bine. Asta sper să-mi ajute Dumnezeu, să mai trebuie să mai găsim cât un sponsor, pentru că chiar dacă sunt 4-5 cântece, prețurile sunt... Știi cum, Polina, toată lumea ne spune, azi mai scoși ceva nou, azi mai scoși ceva acum, nou. Acum, sincer, între un pelerinaj și să înregistrez un cântec, ce alegi? Păi, cred că le aleg pe amândouă, dar fără modestie spun, da. Mă duc într-un pelerinaj în Grecia și de-abia cu banii aia fac un negativ la Chișinău. Dar se merită efortul și pentru sufletul nostru și pentru a dărui celor de acasă. Uite, măi, că... Într-o viață de artist cunoști oameni, dirijori, trăiești emoții,
Lași în urma ta mesaje frumoase prin cântecul popular, satul tău adunat în cântec, inima ta cu dorurile ei, cu toate trăirile, trăsăririle. Uite ce mă bucur, am primit și pe telefon mesaje. Multă lume din satul meu, Provița, acum ascultă această emisiune și mă mândresc eu cu prahovenii mei, cu provițenii mei și ei se mândresc la rândul lor cu mine. Și mi-e drag când merg și la biserică în sat, acolo la Provița, văd așa lumea cum mă întreabă, vorbesc cu mine. Uite, ne-a scris și doamna Flori Bungete, felicitări pentru ceea ce faceți, doamnelor. Da. Doamna Cati, Caterina, iată, Lili Piele, salutări de pe Valea Doftanei pentru invitata dumneavoastră, prahoveanca noastră. Am avut plăcerea să o avem în mijlocul nostru cu ocazia festivalului Cașcavelei. Da, mulțumesc, doamnă, mulțumesc. Iată, fanii sunt pe urmele tale. Elena Bucătaru, multă stimă, admirație și respect pentru draga noastră câmpineancă. Este un om de... Jinga, felicitări pentru emisiune. Este o vecină, nu chiar vecină, o doamnă deosebită. Da. Ne mă întâlnesc cu dânsa mai mereu la biserică. O doamnă deosebită, mulțumesc. Foarte, spune și părintelui de la biserica unde mergi tu, sănătate, bucurii. Da, mulțumesc. Și enoriașilor, Oana Copcealău, felicitări pentru frumoasa emisiune. Anton Benchia, o seară frumoasă. Mulțumim. Vă dorim, sunteți minunați. Rodica Răuțu, felicitări și multă sănătate. Cristina Udrea, vă ascult cu drag, mult succes, Cristina Udrea. Cântăreața? Din comuna Apostolache. A, tot Prahova, mulțumesc. Da. Antonia Pană, mi-am petrecut ziua fiicei mele din Germania. Vă mulțumesc, doamnă, iată, acum mi-a petrecut cu cântecele tale. Ce frumos, mulțumesc. Da, în Germania suntem ascultați, doamna Antonia Pană. La mulți ani fiicei dumneavoastră. Mulțumesc. Da, draga mea, iată că să ne mai rămână timp și pentru un cântecel. Astăzi a fost ziua ta până la urmă. Da, așa. Îți mulțumim, Florica. Și eu îți mulțumesc, Dumnezeu Mulina, să te ocrotească. Tu ești un om deosebit. Îți mulțumesc pentru că te-ai gândit la muntenii tăi, cum spui tu mereu. Și sper că emisiunea a fost pe placul tuturor. Dragi prieteni, aici se încheie partea a doua emisiunii Lada de Zestre. Vă dau întâlnire la orele 19 la dedicații muzicale. Florica Jinga acum. Hai, prieten, fie bine, vreau să râd, să cânt, să joc, măi, cu prieteni la un loc, măi, să petrec în dimineață. A trecut un an din viață. Ce petreceri voi da, astăzi este ziua mea, și am să chem lăutarii, nu-mi pasă că îmi trec anii, cu-n țampal și o vioară, vreau să-mi petrec astă seară. Dar ne-am întâlnit, măi, și ce bine am petrecut, măi, ziua mea în an odată, să petrecem la o lată.